La nivelul județului Călăraș se înregistrează în momentul de față un procent de 28% persoane vaccinate împotriva noului coronavirus. Astfel, în ultima perioadă a crescut numărul persoanelor infectate la nivel de județ. Cadrele medicale trag un semnal de alarmă și spun că vârsta pacienților a scăzut foarte mult, înregistrându-se pacient confirmat cu noul coronavirus la vârsta de o lună. Ținând cont că ne apropiem de valul 4 al pandemiei și în contextul începerii noului an școlar, medicii fac apel la populație să meargă la vaccinare. Ne dorim ca în această campanie de vaccinare, alături de noi, personalul medical, să avem și populația generală, atât persoanele în vârstă, cât și persoanele tinere, să înțeleagă importanța să fie fiecare dintre ei vaccinați pentru propria siguranță, dar și pentru siguranța celor apropiați. Este adevărat că acum, probabil fiind perioada de vacanță, a scăzut preocuparea pentru această campanie, dar sperăm că odată cu reluarea școlilor să intrăm într-o activitate normală, ceea ce este implicit obligatoriu să fim protejați noi, profesorii, copiii, și astfel încât să poată să interacționeze într-un mod normal. Am observat la persoanele care s-au prezentat în centrul nostru de vaccinare, inițial o oarecare reticiență legată probabil de o informare incompletă. Țin să precizez că la centrul nostru de vaccinare al Spitalului Județean Călăraș s-au vaccinat aproximativ 20.000 de persoane. Dintre acestea nu am avut decât două cazuri de reacții adverse ușoare imediat după vaccinare. La noi pacienții stau la supraveghere 15 minute, dar 9 din 10 persoane vaccinate nu prezintă reacții adverse. Vorbiți-ne un pic despre importanța accelerării procesului de vaccinare în contextul valului 4, dacă am intrat în valul 4 de pandemie, și ținând cont că peste foarte puține zile copiii vor relua cursurile școlare. Este foarte importantă accelerarea procesului de vaccinare, mai ales că acum venim după o perioadă de relaxare, cum spunea și doamna dr. Ionescu, când în perioada de vacanță multă lume a cam uitat și de regulile de distanțare și de măsurile de protecție și asta se resimte prin creșterea în ultimele două săptămâni a numărului de prezentări la noi la unitatea de primiri urgențe. O creștere, pot să spun, exponențială cu fiecare zi în ceea ce privește numărul de pacienți COVID pozitivi. Ce este caracteristic pentru acest val 4 față de valul 1, 2 și 3 este afectarea mult mai severă a grupelor tinere de vârstă, copii și tineri. Copii și tineri fără comorbidități, care vin totuși cu simptome sau cu simptome medii și chiar severe de COVID. Și nu am fost pregătiți de celelalte valuri pentru afectarea acestui grup de vârstă. Eram pregătiți pentru pacienții cu comorbidități, pentru pacienții vârstnici, dar să vezi copii care pe valul 1, 2 și 3 au fost asimptomatici, se vezi cu simptome respiratorii atât de severe, este foarte greu și de gestionat și ca medic și uman. Gândindu-ne că vine și începutul școlii și având și această particularitate a variantei Delta, care se pare că este predominantă pe valul 4, este foarte important să se vaccineze cât mai mulți copii și dintre adulții nevaccinați, pentru că, intrând în comunitate, coroborat cu contagiozitatea crescută a acestei variante Delta, comparativ cu celelalte variante care aveau nevoie de un contact de un sfert de oră, această variantă Delta este contagioasă la un contact de mai puțin de 2 minute, și dacă ne mai gândim și la copii adunați în pauze de 5-10 minute, când mai și mănâncă și puțin sandvișuc și puțină apă, este un mediu extraordinar de propice pentru transmiterea acestei variante COVID-19. Și atunci, o speranță ne vine din vaccinare. De la ce vârstă pot să se vaccineze? De la 12 ani, copiii se pot vaccina cu vaccinul Pfizer. Și noi, după cum a zis și doamna doctor, am avut copii vaccinați pe centrul nostru încă de când s-a obținut autorizația pentru vaccinarea cu Pfizer la copii, începând cu vârsta de 12 ani, și nu am avut reacții adverse la copii. Dacă ar fi să priviți un pic înapoi, să dăm timpul înapoi, cum v-a marcat această perioadă? Câți pacienți a pierdut? Cât de greu vă este să lucrați cu pacientul care se prezintă cu simptome grave sau mai puțin grave la spital?
Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, am vaccinat mult mai mulți pacienți, mai ales grupele sensibile, cât mai mult și cât mai repede. Ca medic diabetolog, tratez o categorie de pacienți cu o boală cronică echivalentă de boală cardiovasculară, este considerat diabetul zaharat echivalent de infarct miocardic. Și am trecut cu pacienții mei prin episoade severe de complicații ale diabetului. L-au depășit cu bine, infarct miocardic, accident vascular, și am văzut externați pe picioare, recuperați, și acum în valurile 2-3 pacienți, am pierdut destui pacienți cu diabet, însă acum în valul 4 am avut pacienți cu diabet vaccinați care au mers foarte bine, sau pacienți cu hemodializă și diabet vaccinați care au simptome minime. Și am avut pacienți nevaccinați cu care am avut istoric de infarct sau de accident vascular, care au mers sever de data aceasta și pe care i-am pierdut. Și este dureros de fiecare dată. Că te legi de un om în atâția ani, treci cu bine, reușești să ajungi la un echilibru metabolic, să accepte și modificările date de diabet în viața personală, în viața familiei, și după un episod de boală care ar fi putut fi prevenit atât de simplu cu un vaccin, vezi că pierzi un om în care totuși investise și sufletește și terapeutic destul de mult. Ce ați constatat dumneavoastră în valul 3 și 4? A scăzut vârsta pacienților? Acum pe valul 4 a scăzut foarte mult vârsta pacienților. Deci am avut internați în spital cu simptome respiratorii medii, sugar de o lună și sugar de 3 luni internați la noi. Și transfer cu forme severe copii de 11 și de 13 ani și de 17 ani transfer prin București. Către București am transferat. Dați-ne câteva cuvinte despre importanța vaccinării. Ce ar trebui să știe oamenii? Populația de rând ar trebui să știe că este foarte important să ne vaccinăm, pentru că astfel creăm niște anticorpi în corpul nostru și ajutăm organismul să rupte contra unor virusuri. Aici vorbim și de virusul antigripal și de alte virusuri și în perioada aceasta despre coronavirus, despre COVID, cum știe lumea. Este important deoarece astfel ne putem proteja pe noi și pe ceilalți apropiați nouă. Cât de important este ca în acest moment să accelerăm procesul de vaccinare, ținând cont că se apropie începutul de an școlar și valul 4? După afluența cazurilor, pot spune că este un început de val 4. Am observat o stagnare a cazurilor pozitive și a sindromelor febrile, a virozelor respiratorii. Deja intrăm în sezonul, ne apropiem de sezonul de iarnă și vom lua contact și cu virusul gripal. Copiii vor începe școala, vor fi apropiați unul de celălalt. Nu știu dacă se vor putea respecta măsurile de distanțare și de purtare a măștii. Observăm noi că este o afluență a cazurilor, în special a celor pozitive. Persoane negative la testul rapid se pozitivează pe PCR și chiar astăzi, din 5 teste rapide efectuate, 5 teste rapide pozitive. Din experiența dumneavoastră, se observă în momentul de față o agravare a cazurilor și scăderea vârstei? Cazuri grave au fost și perioada trecută, dar din experiența mea, mai ales în ultima lună, în august, observăm gravitatea cazurilor comparativ cu perioada de debut a primului val sau al celui de-al doilea. Deci sunt mult mai frecvente cazurile cu manifestări respiratorii și mă refer dispneie, deci respirație greoaie, atât la persoane adulte cât și persoane tinere, 29-37 de ani, copil de 13 ani, l-am transportat la București cu saturație 87, ca să înțeleagă lumea, saturația sub 95 deja pune probleme, tânăr de 27 de ani cu saturație scăzută, pacientă 50 de ani cu saturație scăzută. Eu consider că aceste cazuri sunt mult mai grave încă de la debutul celui de-al patrulea val, ca să spunem așa. De la începutul pandemiei până în momentul de față, care a fost cea mai grea perioadă prin care ați trecut? Ce v-a marcat în perioada cea mai grea a fost după începutul primului val, când ne-am confruntat inclusiv cu lipsa echipamentelor de protecție. Nu găseam combinezoane, nu găseam măști de protecție.
Și efectiv aceea a fost o perioadă grea. A fost o perioadă grea de ce? Pentru că ne-am confruntat și cu stresul în rândul personalului medical. Erau emotivi, erau panicați, pot să spun așa. Ne confruntam cu ceva nou. Pe mine personal m-a marcat un aspect. Și eu și soțul am fost confirmați pozitiv. Desigur și copiii locuind cu noi, cu siguranță au fost și ei pozitivi. Și perioada aceea de 14 zile a fost o perioadă foarte grea, pentru că nu știam la ce să ne așteptăm. Era o perioadă de izolare și nu știai efectiv cum va evolua. Știam că într-a 10-a zi ar putea să urmeze o agravare. Stăteam cu ochii pe senzorul de pulsoximetrie, ne monitorizam temperatura, eram atentă atât la noi cât și la copii, cum respiră. Asta a fost o perioadă grea și m-a marcat. Din cauza aceasta, atunci când s-au deschis centrele de vaccinare, am acceptat cu inima deschisă să merg și acolo să-și ajut. Și persoane care veneau și erau nehotărâte, nu știau ce să facă, eu le dădeam exemplu cazului meu și le-am spus: cântăriți între a face boala și a nu ști cum evoluează și a risca să faci o formă gravă și a face vaccinul cu 2-3 zile de subfebră, dureri musculare, o stare de oboseală. Și unii au fost receptivi la exemplul meu și au acceptat, chiar și-au adus copiii sau pe ceilalți membri din familie. Aveți să le transmiteți ceva oamenilor? Da, pentru a stopa această pandemie, pentru a pune stop virusului și a reveni la normalitate, vaccinați-vă pentru a vă proteja copiii și pentru a îi proteja pe cei dragi vouă. Având în vedere complexitatea cazurilor pe care le vedem zi de zi la intervențiile pe care le avem, vă sfătuim să mergeți să vă vaccinați pentru binele tuturor, mai ales a dumneavoastră, a familiei dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră.